genul programului Pamflet. Îmi doresc cu ardoare ca județul Suceava să prospere, ca Bucovina noastră cea turistică să aducă beneficii peste beneficii și să crească PIB-ul pe cap de sucevean de să ne credem în Monaco. Dar nu văd cum s-ar putea întâmpla asta nici în rut Capului. Nu în condițiile în care majoritatea operatorilor din turism abia așteaptă sărbătorile să mai jupoaie niște fraieri. Crăciun în Bucovina sună idilic și chiar este, după cum ne ajută peisajul. În paranteze fie spus, anul acesta nu ne prea ajută, că la 8 grade plus în decembrie cu zăpada e mai greu. Comparativ cu multe alte zone din țară, chiar merită să-ți petreci sărbătorile în Bucovina măcar de dragul ozonului, a tochiturii, a tocineilor și a opcinelor domoale. Numai că, dacă la asta se rezumă totul turismul, nu va putea niciodată înflori nici cât să treacă cinstit din zona gri închis în cea albă a economiei. Oferta nu, dar prețurile practicate de vânzătorii de turism din zona noastră sunt perfect comparabile cu multe destinații europene, de unde nedumerirea mea vis-a-vis -vis de opțiune. Turiștii care vor să petreacă sărbătorile în Bucovina sunt ofertați cu plimbări cu sani, bucate tradiționale și programe folclorice, focuri de tabără, masaje de relaxare, jocuri de paintball sau tiroliană. Nu-i rău, dar prețurile. Prețurile încep de la 1.050 de lei de persoană pentru patru nopți de cazare și ajung până la 1.900 de lei de persoană. De Revelion tarifele ajung și la 3.000 de lei de persoană. Ca să detaliem, putem aborda specific una dintre ofertele de la Voroneț, cazare de 500 de lei pe noapte de persoană. Suntem deci un fel de Veneția, că începe tot cu V, numai că la Veneția nu te trage nimeni cu Sania, dar nici anul acesta nici la Voroneț pentru Revelion, prețurile sunt mai ridicate, în unele cazuri aproape duble. Pentru patru nopți de cazare, turiștii trebuie să scoată din buzunare între 1300 și 3000 de lei de persoană. De ce? Pentru că primești balmoș, focuri de tabără, seri folclorice cu interpreți locali, echitație, piscină și jacuzzi, masaj sau un grătar pe platoul alpin. Și toate astea, 800 de euro de persoană? Repet, le doresc operatorilor suceveni în turism în viață lungă și în casări maxime, că tot e perioada urărilor, dar succesul în această afacere are nevoie de mult mai mult decât prețuri europene. Un punct de vedere, al Mihăescu, sunt cele bune.